Da, tot domnul. Bună ziua! Eu sunt Reinhard Cuib, episcopul Bisericii Evanghelice de Confesiunea Augustană din România. Aici este biroul meu, în Palatul Episcopal din Sibiu, unde este reședința bisericii noastre de 150 de ani. Anul viitor vom sărbători acești 150 de ani. Cu timpul, Biserica Evanghelică avea reședința la Viertan, o comună lângă Mediaș, chiar în mijlocul Transilvaniei, unde 300 de ani episcopii au rezidat. Episcopul acesta, Gheorghe Anercoace, a adus sediul episcopal în Sibiu și de atunci se află aici. Eu sunt al 36-lea episcop al Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din România. Biserica Săsească sau Luterană, cum se mai spune, pe meleagurile noastre, transilvane și românești. Aici, în biroul meu, se desfășoară o mică parte a activității mele. Cea mai mare parte se desfășoară pe teren, fiind alături de credincioșii evanghelici, dar și în ecumenismul, dar și în relațiile în străinătate și în țară, fiindcă reprezint Biserica Evanghelică pe toate planurile. Crucea aceasta arată că suntem o biserică, Biserica lui Hristos. Și o părticică din această biserică. Că Biserica lui Hristos este mult mai mare. Ea are multe biserici și toate sunt ale lui Dumnezeu. Toate cât sunt dragi și Dumnezeu, la sfârșitul zilelor, nu o să ne întrebe dacă am fost evanghelici sau ortodoxi sau catolici sau reformați sau de altă confesiune, o să ne întrebe ce am făcut pentru El, cum i-am îndeplinit poruncile, ce am făcut pentru semenii noștri. Și acesta este ceea ce și astăzi este important pentru noi și ceea ce ne întrebăm din nou și din nou. Ce este astăzi relevant pentru societatea de astăzi, pentru omul de astăzi, pentru Universul lui Dumnezeu. Fiindcă tot ceea ce este și avem este al lui Dumnezeu. El a creat totul și El desfășoară totul în aceste milenii și secole. Că și timpul este al Lui. Biserica Evanghelică a fost, își are rădăcinile în secolul XVI-lea. Atunci când reforma bisericească a ajuns din Germania și prin Martin Luther și prin Johannes Montanus, reformatorul Bisericii Evanghelice aici și în Transilvania. Și oamenii și-au dat seama că ceea ce contează, într-adevăr, este Cuvântul lui Dumnezeu și este aproapele nostru. Și aceste două valori au rămas neclintite până în ziua de astăzi. Sigur, și tradițiile sunt importante, obiceiurile noastre, dar ele mai oglindesc ceea ce este într-adevăr important în viața noastră. Este relația cu Dumnezeu și relația cu aproapele nostru. Dacă vă uitați în jurul meu, vedeți tot felul de lucruri care arată acest lucru. Relația cu Dumnezeu, care prin Iisus Hristos a fost răstignit, dar și relația cu semenii noștri. Vedeți biserici și turnuri, vedeți o declarație de la Bistrița, de ecumenism adevărat în Transilvania, așa cum a fost ea trăită aproape 500 de ani. În 1568, în Turda, a avut loc, pe prima dată în Europa, o mare conferință, să spunem cuvintele de astăzi, un edict de toleranță, care spunea astfel că toate confesiunile din Transilvania sunt confesiuni receptate și au voie să-și desfășoare activitatea fără a fi împiedicate nici
forță sau de un guvern. Și de atunci, toate confesiunile în Transilvania, toate etniile, cea română, cea germană, cea maghiară, îndeoseb aceste trei, care și-au rădăcinile aici, au fost într-o bună relație. Relații care și astăzi, între bisericile noastre, ortodoxe, catolice, reformate, italiene, evanghelice, le avem. Și acest lucru este foarte important în ziua de astăzi. Că trăim zile și într-o epocă în care vedem că printr-un Brexit, prin greutățile care ajung și la noi în Europa, prin venirea refugiaților, pe de o parte radicalizarea unor state care spun că aceștia nu au nimic de a face cu noi și nu au ce căuta aici și resping, de fapt, cerințele Domnului Iisus Hristos care spune să fii ospitalier cu cel care vine să ajuți pe cei nevoiași și vin oameni din țări unde războiul, unde oamenii mor pe capete și cum să nu-i ajutăm. Și totuși Europa pare destinată, unii pleacă din Europa, alții resping ideile creștinești care au definit Europa de la început. Și acest lucru sigur ne interesează și cred că aici, în Transilvania, putem da o lecție de europeism, o lecție de ecumenism, o lecție de ecumenie tuturor celor care sunt poate mai închiși sau mai radicali. Cum am spus, am trăit aici mai bine de 500 de secole împreună, în bune relații și trăim și astăzi. Avem cu toții libertatea de a ne spune necazurile, dar și de a ne spune ceea ce credem și care sunt valorile noastre. Unele din aceste valori sunt foarte răspândite în Biserica Evanghelică, cum este Cuvântul lui Dumnezeu, în jurul căruia ne adunăm. Și aici, în fața crucii, avem chiar și potirul și nafura, aici unde ne rugăm și ne închinăm Atotputernicul Dumnezeu și ne rugăm împreună cu ceilalți creștini. Și săptămâna ecumenică, dar și Consiliul Religios care există în România sau Asociația Ecumenică de Ajutorare, ETROM, sau și Asociația Gustav Adolf Berg, toate organizații ecumenice arată cât de important este ca bisericile să pună umărul împreună pentru a-L venera pe Dumnezeu și pentru a face bine semenilor noștri. În biserica noastră dăm o foarte mare importanță numai Cuvântului lui Dumnezeu și bune înțelegeri cu celelalte popoare și celelalte comunități confesionale, biserici, dar și punem o mare valoare, desigur, în valorile creștine, care cum sunt iubirea, cum sunt este credința, cum este